Cu ocazia zilei de 1 iunie, polițiștii constanțeni i-au sărbătorit pe copii în parcul de la Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski. Oamenii legii le-au prezentat micuților câteva lecții care țin de educația civică și civilă. I-au învățat cum să se asigure atunci când vor să traverseze strada și i-au lăsat să fie chiar ei înșiși polițiști pentru câteva secunde. Super, adică motocicletele, mașinile de poliție sunt ceva pe care nu le-am mai văzut până acum. Da, foarte mult și chiar mă gândeam ca pe viitor să mă fac și eu polițist. Îmi place mașina de poliție. Da, îmi place. Părinții au fost și ei încântați de această activitate. Prichindeii au avut ocazia de întâlni pe mascați și patrupedele acestora, de a-și crea amprenta care le va rămâne drept amintire, de a se urca pe motocicletele polițiștilor rutieri și de a vedea interiorul autospecialelor polițiștilor de ordine publică. Foarte interesantă pentru copii și o emoție foarte frumos pentru ei. O acțiune foarte frumoasă, incredibil, mai ales pentru copii din ziua de azi, care să respecte regulile și să aibă o nouă viziune în ceea ce înseamnă poliția. Băiețelul meu este foarte încântat de această activitate. E important să știe să traverseze strada pe unde trebuie, pentru că oricând se poate întâmpla un accident și ei sunt micuți și nu știu aceste riscuri. De ziua copilului nu puteam să fim altfel decât printre copii. Ne bucurăm foarte mult că am putut să organizăm o asemenea activitate. Scopul principal al acestor activități este de a arăta copiilor că suntem mereu alături de ei și că nu au de ce să se teamă de polițiști, ci că polițiștii sunt prietenii lor. Activitatea polițiștilor a fost acompaniată de muzică, zâmbete, dulciuri și multe, multe baloane.